În Constanța s-au luat noi măsuri pentru prevenirea îmbolnăvirii cu COVID-19. S-a decis inclusiv amenajarea unor corturi speciale. În curtea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase din Constanța a fost montat un cort de triaj epidemiologic. Aici vor ajunge persoanele suspecte de infectare cu COVID-19. Un cort similar va fi și în curtea Spitalului Clinic Județean de Urgență. Până în prezent, în județul Constanța, peste 250 de persoane sunt izolate la domiciliu. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a decis și carantinarea navelor care vin în Constanța din zonele de risc roșii sau galbene. Navele venite din Italia vor staționa în rada porturilor până la expirarea celor 14 zile de la plecarea din porturile aflate în zona de risc. Pe perioada carantinării, personalul medical de la cabinetul de frontieră Port Constanța va verifica starea de sănătate a membrilor fiecărui echipaj. Contextul epidemiologic actual a determinat și gruparea navală NATO condusă de forțele navale române să își adapteze programul și misiunile din Marea Mediterană. La bordul navelor, inclusiv al navei comandant viceamiral Constantin Bălescu, au fost luate măsuri pentru prevenirea contaminării echipajelor cu COVID-19, activitățile viitoare planificate în porturile de escală fiind limitate, reduse sau anulate.